Salutare, prieteni! Revin cu un alt clip, deoarece am primit foarte multe mesaje în ultimul timp pe toate rețelele de socializare în privat, de la tot felul de oameni care sunt triști în Germania, nu le place acolo și ar dori să facă o schimbare în viață, însă problemele clasice, nu știu sigur dacă o să aibă destui bani aici, au copii, nu se pot muta așa ușor și toate chestiile astea care în viață pun piedici. Și vroiam să spun puțin despre cum a fost în cazul meu când am venit prima oară în 2020 aici în Spania, ca să înțelegeți cum am trecut eu prin acest lucru și de ce nu ar trebui să vă fie așa frică cum vă este poate. Vedeți voi, eu în 2020, pe vremea aia aveam, în 2019, la sfârșit de an, în decembrie, eu aproape că făcusem depresie în Germania, deja mă certam și cu soția toată ziua acasă, urlam la copii, deci era viața efectiv praf. Și am decis să facem o schimbare majoră, radicală în viață și uite așa, pur și simplu, pe data de 1.1.2020, mi-am făcut bagajele, mi-am pregătit toate bagajele, le-am băgat toate în mașină și pur și simplu am plecat de acolo. Cu 2-3 zile înainte am închiriat un apartament prin Airbnb, deci un apartament de vacanță pentru 2 luni de zile, aici în apropiere de Valencia, și pur și simplu m-am dus acolo cu mașina plină, am descărcat toată mașina și după 2 zile a venit și soția cu copiii cu avionul și uite așa eram toți în Spania, fără absolut nimic. Și de la nimic am ajuns la ceva. Dar ca să ajungi la acel ceva, trebuie să pui mâna și să faci ceva. Și uite, asta am făcut eu. M-am apucat să caut de muncă, m-am apucat încă o săptămână înainte în Germania, dar după aia m-am apucat serios aici când am ajuns. Și într-o lună de zile am reușit să găsesc și de muncă. Și uite așa am început în februarie direct munca. Mă ocupasem între timp și de toate actele, pentru că aici în Spania îți trebuie NIE, îi spune, este un loc care ai nevoie ca să poți face absolut orice, inclusiv contracte, abonament de telefon și așa mai departe. Deci eu într-o lună de zile am reușit să-mi găsesc de muncă și după aceea, din a treia lună, deja mă mutasem într-o altă locuință pentru o perioadă lungă de timp, deci n-am mai fost într-un apartament de vacanță. Și uite așa, toate lucrurile au decurs exact cum a trebuit să fie. Bine, după aia a venit treaba cu virusul, ceea ce este un lucru imprevizibil și acolo n-am avut ce să fac. Dar vreau să zic că pur și simplu trebuie să ai încredere în tine și trebuie să faci acest lucru. Acum poate ai să spui, păi da, dar eu nu am o meserie definită 100% sau nu am o calificare nu știu cum și așa mai departe. Ei bine, eu într-adevăr am fost la facultate, am făcut o școală anume, dar dacă ți-aș spune că în țara asta, tu dacă muncești de exemplu în construcții sau muncești pe tir, cum fac aproape peste 80% în tot românii de aici, tu câștigi mai mult decât unul care stă și muncește la birou, să știi. Ideea e alta, ideea este că timpul trece în defavoarea ta. Și cu cât stai mai mult acolo, cu atât acumulezi mai multă energie de asta negativă, care cel mai probabil deja o simți în tine și ceva, simți că ceva nu e în regulă și o să ajungi în același stadiu ca și mine, să faci într-o zi o cădere nervoasă sau depresie sau alte lucruri din astea. Și cum îți dai seama de lucrul ăsta? Păi în primul rând eu îmi dădeam seama deja de pe la vârsta de 18-19 ani, când efectiv trebuia să muncești un an de zile în Germania, ca să te poți bucura de alea 3 săptămâni nenorocite de vacanță, unde cel mai probabil te duceai direct în România, ceea ce eu făceam de fiecare dată înainte. Și doar ca să vă imaginați așa, deci eu eram efectiv ca un câine de la turbat, ca un câine bătrân, care ți era ținut în lanț până la vârsta de vreo 10 ani, într-un sat din ăla părăsit de prin România, și după aia rupi lanțul și când ai rupt lanțul ai scăpat și nu te mai întorci la curte. E, așa eram eu când ajungeam în România, deci eu pur și simplu mă injectam cu tot ce puteam ca să nu adorm și ca să stau treaz
toate alea 3 săptămâni câte 24 de ore, pentru că după aia știam la ce mă întorc, mă întorceam iar la monotonia din Germania. Și vedeți voi, am avut o dată o discuție chiar cu un văr de-al meu, care mi-a deschis foarte mult ochii și el mi-a spus așa, bă Florine, el era mai mare ca mine, mi-a zis, bă Florine, eu mâine poimine fac 40 ceva de ani, 50 de ani, eu când mă uit în urma mea, eu sunt fericit cu viața mea, eu sunt fericit cu ce am trăit în viața mea și cu ce am realizat în viața mea. Dar eu te văd pe tine, tu ești fericit? Și exact asta este întrebarea care eu vi-o pun vouă acum. Vedeți voi, eu mă chinuiam în Germania să-mi scot copiii afară din casă. Ei bine, eu aici în Spania mă chinui ca să bag copiii în casă. Și acum am și eu o mare, mare rugăminte la voi. Și anume, aș vrea să știu și eu în comentarii, după ce mergeți la baie și vă dați cu apă rece pe față și vă uitați în oglindă, voi ce vedeți acolo?